După mai mulți ani de așteptare, în comuna dâmbovițeană Cobia, investițiile încep să prindă conturi. Duminică, președintele Consiliului Județean Dâmbov, Adrian Țuianu, soții de senatorul Leonardo Bada, a mers să inaugureze o investiție foarte importantă pentru comunitatea din Cobia, și anume podul pe drumul comunal 105, peste pârâul Cobiuța, ce face legătura cu cătunul Crăciunești. Să fie vreun ceas bun, domn președinte, și să mai inaugurăm obiectivele acestea. Investiția a fost contractată în anul 2009, însă finanțarea a primit în anul 2013. Valoarea investiției se ridică la 3 milioane lei noi și a fost realizată prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu finanțare prin Ordonanța de Guvern 28 din anul 2013. Și așa cum mă întreba nepoțelul meu Ianis, zice, tataie, ți-a făcut podurile astea Țuțuianu? Da, tataie. Ți-a făcut asfaltul ăsta Țuțuianu? Da, tataie. Hei, acum vă spun că și dumneavoastră, din generație în generație, veți transmite că aceste obiective s-au făcut pe timpul lui Marin Manda și al lui Adrian Țuțuianu. Vreau să vă mai spun că sunt convins că ne va ajuta în continuare, pentru că numai dânsul și noi n-am avut în localitate o vizită atât de importantă cum domnul președinte, la invitația domnului președinte, avem domnul ministru Dan Șova. În județul nostru, asta arată că dânsul este iubit și acolo sus la București. Rămân faptele care se fac în comunitățile noastre în guvernarea PSD. Aceasta este un exemplu de ce PSD-ul este un altfel de partid, acesta este doar un exemplu de ce aleșii noștri sunt altfel și de ce noi venim să începem ziua așa cum trebuie, într-o zi de sărbătoare, duminica, la Cobia, de dimineață, și știți să spune ziua bună se cunoaște de dimineață, și sunt convins că și tot ceea ce va urma în viitor pentru România va fi exact cum este această zi. Adică vom avea pentru România un viitor mai bun. Stimați prieteni, am investit aici în 2 ani de zile aproape 100 de miliarde. Și vreau să vă prezint un pic, că știți cum este, repetiția este mama învățăturii, să spunem lucrurile pe care le-am făcut, pentru că sunt unele care țin de Consiliul Județean efectiv, dacă ne referim la drumul județean de la Dragomireș până la Găiești, sunt altele care țin de Autoritatea Administrației Publice Locale și sunt lucruri făcute în asociere, sunt lucruri pe care le-a făcut domnul primar în calitate de membru al grupului de acțiune locală și acolo sunt investiții pe bani europeni și sunt lucruri pe care ni le-am propus pentru viitor. În localitatea Cobia, în viitor, se vor realiza și alte obiective de maximă importanță pentru comunitate.